Ucenicia și disciplina. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Efeseni 6:4. Mama întotdeauna spunea că cel mai bun leac pentru Denis după ce se comporta urât era să interzică să se uite la televizor. Pe de altă parte, clasica pălmuială făcea minuni pentru noi, ceilalți. Aceasta se întâmpla de mult prin anii 1970, când bătaia reprezenta o formă acceptată de disciplinare. Eram niște copii destul de cuminți. 25 de ani mai târziu, când am avut la rândul meu copii, noi tehnici de disciplinare erau în vogă. Timpul de gândire și sistemele pozitive de recompensare erau noile cuvinte la modă. Am citit toate cărțile și am participat la workshop-uri despre cum să-mi cresc copiii mei, cei cu voință puternică. În calitate de părinți, misiunea noastră este să ne creștem copiii astfel încât tranziția lor spre viața de adult să fie lină. Având în vedere viața nebunească din ziua de azi, din ce în ce mai mulți părinți ajung la disperare și se simt depășiți în lupta lor de a-și ține copiii sub control. Putem complica foarte mult viața în încercarea de a face tot ce este mai bine pentru copiii noștri. Să recunoaștem, suntem oameni și vom continua să greșim. Am descoperit că atunci când apelez la Dumnezeu pentru înțelepciune, lucrurile devin mult mai simple. Urmând exemplul lui Isus, haideți să facem ucenici din copiii noștri. Privește lucrurile în acest mod. Un ucenic este un adept, un student al unui mentor, al unui profesor. Pe măsură ce ne urmăresc și imită fiecare mișcare pe care o facem, micuții noștri învață de la noi felul în care să reacționeze și să se comporte în fiecare situație. Ei trăiesc și învață lucruri noi în fiecare zi datorită exemplului nostru. Creșterea copiilor este o responsabilitate minunată. Am fost chemați de Dumnezeu să ducem la îndeplinire o misiune sacră. Haideți să-i solicităm instrucțiunile și să facem din copiii noștri ucenici pe care să-i educăm astfel încât să devină oameni încrezători, responsabili, generoși și dedicați lui Dumnezeu. Doamne, îndrumă-mă și oferă-mi putere și răbdare spre a deveni cel mai bun exemplu posibil pentru copiii mei. Ajută să înțeleagă că sunt conectat la tine. Ajută să te vadă pe tine în mine pentru a putea crește și deveni bărbați și femei a lui Dumnezeu.